Oana, ce faci? Ce surpriză frumoasă să te vedem astăzi la nunta Belei și Alinicu. Da, cu mare, mare drag am venit. Noi am fost vecini pentru că ei au avut un restaurant care era fix gard în gard cu casa noastră. Și câțiva ani am fost vecini și era o foarte mare bucurie pentru că Bela evident cânta aproape în fiecare seară. Eu o auzeam din casă și când auzeam că începe să cânte, mă duceam repede în restaurant ca să o ascult. Și ne-am înțeles foarte bine, mergeam mereu la ei și îmi sunt tare foarte dragi amândoi. Ce frumos, nu știam de relația asta voastră așa frumoasă. Da, 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 am fost vecini și prieteni, da, ne-am împrietenit practic, știi, fiind vecini. E și Iza, am văzut-o cu tine aici, ea deja cred că e în spiritul petrecerii. Iza s-a întâlnit cu fetița Belei, cu care s-a împrietenit de când eram vecini. Și da, ea n-are nicio problemă, după cum știi, la evenimente, Iza se distrează, dansează, se simte bine. Nu am grijă ei niciodată, pentru că ea se descurcă în orice situație și se simte foarte bine când ieșim undeva întotdeauna. Astăzi ai ales să te îmbraci în roșu. De ce e această culoare? A, nu, să știi că eu până când să ies cu 10 minute înainte de să ies din casă, eu habar n-aveam cu ce mă îmbrac, ca să înțelegi. Adică a fost o alegere de ultim moment, dar este o rochie pe care am mai pus-o. Eu n-am o problemă să pun o rochie de mai multe ori. Mi este foarte comodă și mi se pare că e foarte frumoasă, sau cel puțin mie îmi place foarte mult cum îmi stă cu ea. Și atunci nu contează că am mai purtat-o. Deși mai am 30 de rochii pe care nu le-am pus până acum, dar mie cu asta mi-au picat ochii înainte să vin și am zis gata, cu asta mă îmbrac. Cât îți ia de obicei? Știi că noi femeile stăm în oglindă și uităm să mai plecăm din fața oglinzii. Da. Ție cam cât îți ia până te pregătești? Astăzi oricum am pregătit special, adică am fost la machiaj la Stella, la prietena mea care este make-up artist, deci am stat la ea vreo oră, am venit acasă, m-am schimbat și m-am dus să mă fac la păr la salonul care este tot gard în gard cu casa mea, adică e la vreo 50 de metri de casă, nici atât cred, și m-am dus, mi-a făcut repede coada și apoi am plecat. Deci n-a durat foarte mult, astăzi chiar n-a durat foarte mult, pentru că în drumurile mele am apucat să mă duc să mă și machiez. Am înțeles. Tu, Oana, ce mai faci? Cum mai ești? Eu ce să fac? Cu foarte multă treabă, cu agitație până peste cap de dimineață până seara. Cine mă urmărește pe Instagram vede că nu stau locului o secundă. Am multe proiecte, slavă Domnului, pentru că, uite, m-am canalizat pe online și a început să funcționeze. A durat ceva, dar funcționează. Am contracte multe, foarte interesante și îmi place foarte mult. E muncă multă. Ieri, de exemplu, am avut o zi de ședință foto-video pentru a-mi pregăti următoarele campanii și eu mă mișc repede, dar cu toate astea am stat de pe la 11 până seara pe la 7, non-stop, am filmat, am pozat, am pregătit tot ce trebuia, adică e ceva muncă, dar o fac cu foarte mare drag și îmi place foarte tare și în curând o să încep și niște noi proiecte pe PR, pentru că PR-ul l-am lăsat un pic așa deoparte cât a fost pandemia și acum încet, încet, nu o să-mi iau mulți clienți, dar unu, doi o să apară și pe zona asta. Foarte bine, mă bucur că ești activă și ești bine pe carieră, uite, îți merg toate ca pe roate, iar pe plan personal așa cum ești. Eu sunt foarte ok, sunt foarte ok, sunt foarte liniștită, sunt foarte bine, Marius vine, iese cu Iza, ieșim, vorbim, sunt foarte fericită că situația este așa. Deci s-au calmat apele, e tot ok. Da, e tot ok, Doamne, mulțumesc, slavă Domnului. Dar împăcarea propriu-zisă nu s-a produs, nu? Măi nu, dar pentru Iza este foarte important ca noi să fim ok, să fim prieteni, să putem să ieșim, să putem să colaborăm, să putem să facem lucruri împreună. Eu n-am, adică mie îmi place să lucrez cu el pentru că el mă cunoaște, știe care e stilul meu, colaborăm și pe zona asta a site-ului pe care îl avem și suntem ok. Voi ați trecut prin multe, ai fi dispusă să peste ceva timp, când mai trece timpul, să mai acorzi încă o șansă să o mai iei o dată de la zero? Măi, asta doar viața o să o spună, eu nu știu să zic. Uite, a venit și Iza, care ce nu știu ce are, Iza? Are ceva, nu știu. Parcă aveai cenușă, mami, ce te-ai băgat. Ai băpat ceva dulce, Iza, nu? Nu cred că era negru ceva, n-are cum să fie dulce. Dar am făcut poze, în fine, noi ne intrăm în atmosferă. Deci să înțeleg că tu lași timpul să vorbească. Da, întotdeauna.
Așa e cel mai bine, spun eu. Nu trebuie să forțezi lucrurile, nici să le grăbești, trebuie să lași lucrurile să se întâmple așa cum trebuie. Și ele se întâmplă când trebuie și cum trebuie. Uite că vine 1 iunie, o să fie ziua Izei. Plecăm în vacanță. Asta vreau să te remarcați cumva momentul. Da, plecăm în vacanță. Da, plecăm în Bulgaria. Plecăm în Bulgaria, într-un resort foarte, 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 foarte frumos, cum la noi nu există. Și la niște prețuri mai mult decât rezonabile și plecăm cu o prietenă care are 2 băieți, unul din ei colecuiza în clasă și deci o să fie 3 copii care o să se joace împreună și eu cu prietena mea o să stăm și o să ne odihnim. Dar uite că vine și vara cu pași repezi, aveți vreo vacanță de asta în care trebuie neapărat să ajungeți, nu știu, v-ați pregătit? Noi știi că avem an de an vacanța noastră obligatorie pe Coasta de Azur, mergem la Cannes în fiecare an la prietenele mele. Eu fac asta de 30 de ani, Iza face asta cu mine de vreo 3, dar... 2! Asta e al treilea, da. Și întotdeauna vara ne luăm 5, 6, 7 zile și mergem la fete în Franța. Deci rămâne tradiția, nu vă deziceți. Da, eu nu vreau să mă dezic de ea, nu. Deloc. Mulțumesc din suflet și uite, chiar acum pe final aș vrea... Chiar cred că ar fi frumos un sfat pentru toate cuplurile din ziua de astăzi. Un sfat cum să țină familia unită, să... Nu știu, să nu derapeze. Mie mi se pare că, în primul rând, comunicarea e foarte importantă și trebuie să nu forțăm lucrurile, să lăsăm lucrurile să se întâmple așa cum și când trebuie. Mulțumesc din suflet! Drag! Dar tu, Adi, din ce știu eu, ești burlac, nu-i așa? Sau ai venit însoțit în seara asta cu vreo partener? Am venit însoțit de trupa mea. Dar nu. Sunt burlac în continuare. Am venit singur din punctul de vedere, n-am venit însoțit de o parteneră. Dar de ce totuși? Pentru că sunt încă în căutarea acelei... Cauți o scânteie, o chimie, ceva? Caut legătura aia care să aibă semnificația potrivită pentru mine. Nu caut doar o relație și atât, caut o legătură care să însemne pentru mine atât de mult încât să fie cea mai importantă relație. Cum ar trebui să arate această femeie de lângă tine? Nu e vorba despre cum arată. Sau să aibă niște trăsături de caracter, dacă preferi. Cred că este vorba despre felul în care ne vom simți împreună. Până la urmă, cu toți avem defecte, cu toți avem și calități. Important este să ne potrivim la defecte și la calități. Pentru oricine, oricât de ciudat ar părea, chiar și în relațiile toxice, s-ar putea, nu știu cât de ciudată e chestia asta, dar am observat asta. Există persoane care, pentru că nu și-au vindecat toate traumele, habar nu am, sunt atrase de relații toxice. Și atâta timp cât ei se potrivesc în relația aia, au un dans al lor, ca să zic așa. Și nu s-ar potrivi niciunul dintre ei într-o relație în care tot e bine și frumos și ne înțelegem și flower power. Așa că nu e niciodată vorba despre calitățile sau defectele partenerilor, este vorba doar despre compatibilitate din multe puncte de vedere. Și că tot veni vorba de asta, vreau să vă spun că am să lansez un nou single în care vorbim despre compatibilități și anume despre zodii. Uite, asta e chiar e interesant, că văzusem tot așa un articol pe internet că le-ai promis fanilor că o să revii în forță, că a fost o perioadă în care ai stat puțin ascuns. Am stat ascuns, dacă se poate spune așa, pentru că evenimentele pe care le fac săptămâna sunt private. Uh-huh. Și atunci, publicul mă vede mai răruț. Am lucrat foarte mult la ceea ce punem pe scenă la evenimentele private. Sunt bucuros că am ajuns la un nivel bun și o să vedeți, de fapt, dacă rămâneți la petrecere. Da. Și în timpul ăsta am căutat single-ul potrivit pe care să-l lansez și săptămâna următoare vom lansa noul single, se numește Zodiac, împreună cu Dorian Popa și Antonio Pican. Da, și ideea de bază a piesei este, nu contează ce spun astrele, atâta timp cât este foc în suflete, va fi și compatibilitate. Astrele ne influențează, dar până la urmă cea mai importantă este dragostea și înțelegerea dintre parteneri. Așa este. Uite, noi astăzi suntem la nuntă, dar tu crezi în nuntă, în căsătorie, pentru că în ultimul timp aud că e un fel de modă să nu mai crezi neapărat în asta, să nu crezi că un act te leagă și să crezi mai mult în relație, în ceea ce aveți voi.
tu crezi că e important totuși să oficializezi printr-un document o relație, căsătoria? Din punctul meu de vedere, din ceea ce se întâmplă în ziua nunții, important este ceremonia religioasă, cununia în fața lui Dumnezeu. Este una din cele mai importante taine, alături de spovedanie, de botez, și eu cred în asta. În momentul în care conexiunea dintre doi oameni este binecuvântată de Dumnezeu, ea va fi mai puternică. Și da, actul mai mult sau mai puțin contează. Na, este o formă de organizare a societății până la urmă. Dar pentru mine nu asta este esențial. Esențială este legătura dintre cei doi, dar și legătura cu Dumnezeu. Îți mulțumesc din suflet și distracție plăcută în această seară alături de Bela Nicu și ceilalți invitați. Mulțumesc, distracție plăcută și ție alături de noi!